Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Părinte paroh, într-o zi, acum câțiva ani, din iubirea noastră, au luat ființă copiii noștri. I-am adus atunci la biserică pentru a primi botezul și am mărturisit astfel că există lângă iubirea noastră o iubire mult mai mare din care ne naștem toți, iubirea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. În această zi deosebită, 27 iunie, cu bucurie și emoție, îi prezentăm pe copiii noștri, care se apropie astăzi de Dumnezeu în mod cu totul unic și special. Îl vor primi pe Iisus Hristos în sufletul lor pentru prima dată, hrănindu-se cu trupul și sângele Său. Inimile noastre sunt cuprinse de emoție, gândindu-ne ce dar minunat vor primi copiii noștri. Noi, părinții, împreună cu toți membrii comunității noastre parohiale, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi. Îl rugăm să ne ajute să fim modele de credință pentru copii, să-i ajutăm să respecte poruncile lui Dumnezeu, îndeosebi Sfințirea Duminicii și a Eucharistiei. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, în fața lui Dumnezeu și a comunității noastre, vă rugăm, Părinte paroh, să oferiți copiilor noștri prima sfântă împărtășanie. Preamăriți fără încetare trupul sfânt și glorios și aduceți închinare sângelui cel prețios pentru dragostea sa mare, lăudați-l pe Hristos. Fiul veșnicului Tată, din Fecioară s-a întrupat, miel plăpând și fără pată, pentru al nostru greu păcat, printr-o taină minunată, viața nume și-a încheiat. În a sfintei cină seară, cu ai săi rămas stând, pentru cea din urmă oră, mielul cel de paș mâncând, ele lasă o comoară, cum nu iartă pe pământ. Cuvântul Său preface, până în trupul Său divin, sânge adevărat El face, ce era înainte vin, ca să verse gând și pace în tot sufletul creștin. O să adorăm fierbinte marea taină din altar, jertfa cea de dinainte facă loc la noul dar, ce e peste simț și minte să ne dea al credinței har. Tatălui dați închinare, cinste, laudă și cânt, Fiului fără încetare, slavă în cer și pe pământ, pururi binecuvântare, fie Duhului preasfânt. Amin. Doamne, noi copiii ne prezentăm astăzi înaintea Ta pentru a-ți cere să vii în inimile noastre. Suntem fericiți că ne-ai chemat înaintea Ta. Ajută-ne ca să trăim mereu cu Iisus, prietenul nostru fidel. Vrem să Îl primim și să devenim mereu asemenea Lui, o jertfă curată pentru Tine. Trupul Său Sfânt îl vom primi să ne ajute să creștem în credință, în înțelepciune și în har. Binecuvântează-ne ca să rămânem copiii Tăi cu sufletul pur și curat.
inima noastră să fie deschisă pentru Iisus, ca să-L purtăm în această lume, asemenea Sfintei Fecioare Maria, Mama lui Iisus. Vino, Iisuse, în inima noastră! Preacucernici părinți, dragi copii, dragi părinți, iubiți credincioși, am auzit aceste ultime cuvinte, vino, Iisuse, în inima noastră. Este invitația pe care acești minunați copii, 37 la număr, îi adresează lui Iisus acum la începutul Sfintei Liturghii, în cadrul căreia vor primi pentru prima oară în viața lor Preasfânta Împărtășanie, trupul și sângele sfânt al lui Iisus. Nu știu cum vedeți dumneavoastră de acolo din biserică, dar de aici din față se văd niște ochișori și niște mânuțe împreunate care așteaptă cu nerăbdare momentul acesta ca să devină un tabernacol în care Iisus Mântuitorul să vină și să locuiască cu plăcere. Îi însoțim pe acești copii minunați cu rugăciunea noastră, cu emoțiile noastre, avem și noi, fără doar și poate, și ne dispunem acum la celebrarea Sfintei Liturghii, cerându-i Bunului Dumnezeu iertare pentru greșelile noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Departe de tine, Iisus, pentru toate ocaziile când am lăsat mânia, răutatea, minciuna să ne invadeze inimile, îți cerem iertare, bune Iisuse. Cei mai puternici, cei mai deștepți, pentru toate ocaziile în care nu ne-am ascultat sau respectat părinții ori prietenii, o cerem iertare, bune Iisuse. Să suferi neglijând rugăciunea și participând distras la Sfânta Liturghie când tu însuți te cobori pe altar în Sfânta Împărtășanie. Pentru toate greșelile noastre, acum, cu inimi smerite, îți cerem iertare, bune Iisuse. Deus.
bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singurul Domn, Tu singurul Preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeule, Părinte Ceresc, Tu L-ai trimis în lume pe Fiul Tău, cuvântul adevărului, și pe Duhul Tău, izvorul sfințeniei, pentru a le descoperi oamenilor misterul minunat al vieții dumnezeiești. Dă-ne, Te rugăm, harul ca mărturisind adevărata credință, să recunoaștem slava veșnicei trăimi și să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Întâi, eu însumi voi păstori oile mele și mă voi îngriji de ele. Citire din cartea lui Ezechiel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, eu însumi voi căuta oile mele și mă voi îngriji de ele. Cum se îngrijește păstorul de turma sa atunci când oile sunt risipite, așa voi avea și eu grijă de oile mele și le voi aduna din toate locurile în care au fost risipite în zilele înnorate și le întunecate. Le voi scoate dintre popoare, le voi aduna de prin ținuturi străine. Le voi aduce înapoi în țara lor și le voi paște pe munții lui Israel, prin văi și prin locurile cele mai bune ale acestei țări. Le voi paște în pășune bună și staul lor va fi pe munții cei înalți ai lui Israel. Acolo se vor odihni ele în staulul cel bun și vor avea pășune bogată în munții lui Israel. Eu voi paște oile mele și le voi conduce la odihnă, spune Domnul Dumnezeu. Voi merge în căutarea oii pierdute. Pe cea rătăcită o voi întoarce la staul, pe cea rănită o voi pansa și pe cea bolnavă o voi îngriji. O voi păzi pe cea grasă și puternică. Le voi paște cum se cuvine. Cuvântul Domnului. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, lauda Lui va fi fără încetare în gura mea.
se laude sufletul meu în Domnul, să audă cei umili și să se bucure. Premăriți-l pe Domnul împreună cu mine, să înălțăm numele Lui împreună. L-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns și m-a eliberat de orice teamă. Priviți la El și veți fi luminați, și fețele voastre nu se vor rușina. Acest sărac a strigat și Domnul l-a ascultat și l-a scăpat din toate necazurile sale. Lectura a doua. Voi sta la masă cu El și El cu mine. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Așa vorbește martorul credincios și vrednic de încredere, cel care se numește Amin, cel care este începutul creației lui Dumnezeu. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva îmi aude glasul și îmi deschide ușa, voi intra la El, voi lua masa cu El și El cu mine. Pe cel care învinge, îl voi pune să șadă alături de mine pe tronul meu, așa cum și eu, după ce am biruit, m-am așezat alături de Tatăl pe tronul Său. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul spune bisericilor, cuvântul Domnului. S-a coborât din cer, spune Domnul. Dacă cineva mănâncă din această pâine, va trăi în veci. Aleluia, 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 să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. Mărire ție, Doamne. În prima zi a azimelor, când se jertfea Paștele, discipolii săi i-au spus lui Iisus: unde vrei să mergem să pregătim ca să mănânci Paștele? Atunci a trimis doi dintre discipolii săi și le-a spus: mergeți în cetate și vă va întâmpina un om care duce un ulcior cu apă. Mergeți după el și acolo unde va intra, spuneți stăpânului casei că învățătorul zice: unde este camera mea în care să mănânc Paștele cu discipolii mei? El vă va arăta o sală mare la etaj, gata pregătită. Pregătiți acolo pentru noi. Discipolii au ieșit și au venit în cetate. Ei au găsit după cum le spusese și au pregătit Paștele. Și în timp ce mâncau, a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, le-a dat-o și le-a spus: luați, acesta este trupul meu. Apoi
luând potirul și mulțumind, l-a dat lor și au băut din el toți. Și le-a spus, acesta este sângele meu, al alianței care se varsă pentru mulți. Adevăr, adevăr vă spun, că nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea din nou în împărăția lui Dumnezeu. Și cântând imnuri, au ieșit spre muntele măslinilor. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus și Maria. Copii, puteți să rămâneți relaxați cu mânuțele așa pe lângă corp, da? Nu așa, nu neapărat așa, cu mânuțele pe lângă corp, da? Sau cum vreți voi. Dar puteți să stați relaxați, da? Aveți emoții? Băieții sunt mai curajoși decât fetele. Doar în vorbe, că în faptă să știți că și ei sunt emoționați, se vede clar. Spun ei că nu sunt emoționați, dar se vede. Aș spune și eu că nu sunt emoționat, dar cred că se vede că nu e așa, nu? Este zi de mare bucurie, dragi copii, iubiți credincioși. Incontestabil lucrul acesta. Bucurie pentru copiii care acuși își vor vedea împlinit parcursul pe care l-au făcut. E bucurie pentru dumneavoastră, părinții, e bucurie pentru noi toți, pentru că retrăim cu emoție momentul acesta pe care l-am trăit acum, fiecare știe cât număr de ani în urmă. Dar să știți că este bucurie nu numai aici pe pământ, ci este bucurie și în cer. Știți cine se bucură în primul rând? Spuneți așa, tare. Dumnezeu, întreaga Sfântă Treime, în mod special Iisus Hristos, care astăzi, în Sfânta Împărtășanie, va veni și se va uni cu fiecare dintre voi. Așadar se bucură Dumnezeu și împreună cu El toată curtea cerească, toți sfinții. Se bucură apoi, știți cine? Îngerașul vostru păzitor. Pentru că și pentru el, astăzi, este cea mai fericită zi. Când vă va vedea că îl primiți pe Iisus și știți că este și invidios, pentru că el nu poate să facă lucrul acesta. El este spirit. Noi suntem trup și suflet. Și trupește, îl putem mânca pe Iisus, care ne se oferă ca hrană. Se bucură Sfânta Fecioară Maria și știți cine se mai bucură? Sfinții voștri patroni, ale căror nume le purtați. Nu? Vă știți numele, cum să nu? Fiecare are un sfânt patron al cărui nume îl poartă. Se bucură așadar și aceștia. Așadar, cerul și pământul astăzi sunt într-o bucurie imensă. Acum, dar mai ales după aceea, după ce îl veți primi pe Iisus. Sunt martor că v-ați pregătit foarte temeinic, datorită și eforturilor părintelui Gabriel și ale celor care l-au ajutat, pentru ca voi să învățați cât mai bine despre acest sacrament pe care vă pregătiți să-l primiți. Vă aduceți aminte, vă mai întrebam la examen, câte sacramente ați primit voi până acum? Câte sacramente ați primit până acum? Unul singur, da? Sigur nu unul singur? Dacă este unul, care este acela? Și dacă sunt două, care sunt acelea?
Deci sunt mai multe păreri. Care sunt? La care să rămânem? Botezul, clar, da? Pentru că botezul este cel mai important sacrament. Și al doilea, spovada, nu? Ieri v-ați spovedit. V-ați pregătit sufletul curat ca să-L primiți pe Iisus cu sufletul curat astăzi în Sfânta Împărtășanie. Și astăzi veți primi cel de-al treilea sacrament, Sfânta Euharistie. Vă mai aduceți aminte ce este Sfânta Euharistie sau Sfânta Împărtășanie? Mânuța sus, cine vrea să dea așa definiția frumos, ca să audă toată lumea, și cerul, și pământul. Ia să auzim, cine vine? Spunem toți odată, ca să se audă că e frumos. Sfânta Euharistie este un sacrament care cuprinde adevăratul trup și sânge al lui Iisus Hristos, chipul pâinii și al vinului, pentru hrana sufletului nostru. Bravo! Deci, Sfânta Euharistie, sacramentul care cuprinde adevăratul trup și sânge al lui Iisus Hristos, sub chipul pâinii și al vinului, pentru hrana sufletului nostru. Și ați mai învățat de asemenea că pentru a primi cu vrednicie Sfânta Împărtășanie, Sfânta Euharistie, se cer patru lucruri. Vă aduceți aminte care sunt acelea? Întâi, deci întâi credința, apoi sufletul curat, apoi postul și rugăciunea. Deci întâi să știm și să credem că în Sfânta Euharistie este adevăratul trup și sânge al lui Iisus Hristos. Apoi să fim fără păcat de moarte, adică să fim spovediți, nu? Apoi să nu mâncăm și să nu bem cel puțin o oră înainte de a primi Sfânta Împărtășanie, este acel post euharistic. Și apoi să ne rugăm înainte și după primirea Sfintei Împărtășanie. Dar primul lucru, am spus, este să știm și să credem că în Sfânta Euharistie este adevăratul trup și sânge al lui Iisus Hristos. Și am să vă spun două povestioare. În Italia, un părinte paroh, la un moment dat, s-a trezit că vine la biroul parohial o mămică cu un copilaș bolnav de sindromul Down. Știți ce e acela? Da? Un copil bolnav care credea el că nu poate să învețe la fel de bine ca ceilalți copii de la prima împărtășanie, ceea ce ați învățat și voi. Dar văzând că mămica aceea insistă, i-a spus, bine, am să-l supun unui examen pe copil. Și îl întreabă, unde este prezent Iisus Hristos? Și copilul ce i-a spus? Voi ce i-ați fi răspuns? Unde este prezent Iisus Hristos? În primul rând, în cer, pe pământ și în tot locul, dar aici pe pământ, în mod deosebit, în orice biserică, aici la noi în biserică, unde este? Acolo, în tabernacol, spuneam că voi astăzi veți deveni un tabernacol viu. Iisus va veni și va locui în voi. Bine, și atunci copilul la fel a spus, Iisus este prezent acolo, în tabernacol, în Sfânta Împărtășanie. Și atunci părintele îi spune, arătând spre crucifixul pe care l-avea pe birou, dar aici, pe cruce, cine este? Și copilul a răspuns, Iisus Hristos. Și zice părintele, atunci sunt doi de Iisus? Și atunci, dacă Iisus este acolo în tabernacol și Iisus este aici pe cruce? De acord, dar se vede că unul acolo și unul aici. Așa a încercat părintele să-l facă. Atenție la ce răspuns aproximativ
cu ceea ce ai spus tu, da, a ajuns copilul. Zice, cel din tabernacol pare că nu este, dar este. Iar cel de aici, de pe cruce, pare că este, dar nu este. Oarecum unul fals și unul adevărat. Iisus este prezent cu adevărat în tabernacol, în Sfânta Împărtășanie. Și repet, ca să primim cu vrednicie Sfânta Împărtășanie, trebuie să știm și să credem că El este prezent acolo. Am înțeles? Bine, de asta v-ați pregătit, ca să știți și apoi să credeți lucrul acesta. Și un al doilea exemplu, a doua povestioară adevărată. În anul 1995, pe când voi aveați minus câțiva ani, în 1995, Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, a făcut o vizită în Statele Unite ale Americii, în octombrie, și într-o zi a ajuns în orașul Baltimore. Așa cum în 2019 a venit Sfântul Părinte la noi în Iași. Și a fost o zi plină, o vizită la o biserică catedrală, a luat prânzul la o cantină socială, a făcut defilare pe străzile orașului, așa cum a făcut Sfântul Părinte, a celebrat Sfânta Liturghie pe un stadion. A fost o zi plină. La sfârșitul zilei era prevăzut să se întâlnească cu seminariștii de la Seminarul Mare Sfânta Maria din localitate. Dar trebuia să fie doar atât. Ei stăteau afară, îl vedeau pe Sfântul Părinte, îl salutau și la revedere. Însă când a ajuns Sfântul Părinte acolo, la locul acela, și-a exprimat dorința de a face o scurtă vizită în capela seminarului, să-l salute pe Iisus din tabernacol. Nu era prevăzut în program lucrul acesta și noi care ne-am ocupat de vizita Sfântului Părinte așa îndeaproape, am văzut ce înseamnă pregătirea și securitatea unui astfel de moment. Vă dați seama, forțele de ordine, de securitate s-au mobilizat imediat. Trebuie să se asigure că pe traseul unde va merge Sfântul Părinte, nu? De acolo până în capela seminarului, nu există niciun pericol. Și au mers polițiștii cu câini dresați, în aceia care să găsească ființe vii, persoane vii în dărâmături. Ați văzut zilele acestea, s-a întâmplat o nenorocire în Miami, blocul acela care s-a dărâmat și încă sunt acolo sub dărâmături, poate, oameni vii. Și polițiștii cu astfel de câini dresați caută printre dărâmături, pentru că sunt dresați să simtă dacă sunt oameni în viață. Ei, și polițiștii aceștia au scotocit peste tot în seminarul acela, până și în capelă, să vadă, ca să nu fie vreo persoană ascunsă, răuvoitoare. Și atunci când au ajuns în capelă, au văzut că acei câini erau agitați, ca și cum o persoană ar fi fost acolo prezentă. Și dădeau semne că acolo, în tabernacol, ar fi ascunsă o persoană. Vă dați seama, tabernacolul mic, ce persoană, ce om s-ar fi putut ascunde acolo? Și atunci, clar, deci acei câini dresați să descopere viață, dar au simțit, au perceput că acolo este o persoană vie. Pentru noi este clar, Iisus este viu, viu acolo în tabernacol. Nu-L percepem, nu avem simțul acesta, dar simțul credinței nouă ne spune că Iisus este prezent acolo în tabernacol cu sufletul, trupul, sângele și dumnezeirea sa. Și voi, îndată, dragi copii, îl veți primi pentru prima oară în sufletul vostru și vă veți transforma în niște tabernacole vii. Dragi părinți, i-ați adus pe copiii dumneavoastră pentru ca alături de ei să trăiți această bucurie.
Vă străduiți din toate puterile să le oferiți ce este mai bun în viață și este firesc să fie așa. Pregătire umană, intelectuală, îi îmbrăcați cum se cuvine, îi hrăniți cum se cuvine, pentru ca să crească mari, frumoși, sănătoși. Nu-i privați, aveți grijă, nu-i privați niciodată de această hrană dumnezeiască pe care ei și-o vor dori să o primească cu ajutorul dumneavoastră. Din păcate, și o spun cu durere în suflet, din experiențele anilor trecuți am văzut că unii părinți neglijează lucrul acesta și este cel mai important lucru. Degeaba le dați de toate, absolut de toate, să nu le lipsească nimic, dacă nu le facilitați accesul la Dumnezeu. Aveți o mare responsabilitate, mare, mare, de care sigur veți răspunde în ziua de apoi, înaintea lui Dumnezeu. Străduiți-vă să fiți întrebați și să dați răspuns bun atunci. Să vă bucurați alături de copiii dumneavoastră de acest moment, ori de câte ori participați la Sfânta Liturghie. Copii, vă aduceți aminte cea de-a treia porunca lui Dumnezeu? Cum sună? Adu-ți aminte să sfințești ziua Domnului. Și dacă nu era de ajuns, biserica a adăugat și ea o poruncă, prima, care spune să sfințești sărbătorile rântuite de Sfânta Biserică și să asculți Sfânta Liturghie în toate duminicile și sărbătorile de poruncă. Da? De ce? Nimeni nu ne poruncește să mâncăm, nu? Bine, vreodată mama sau tata, când vede că faceți mofturi, ia și mănâncă, pentru că altfel nu-ți mai dă. Bine, nu este o poruncă, se gândește mama și tata că dacă nu mănânci acum, vii mai târziu și deranjezi. Dar nu suntem obligați să mâncăm, este o necesitate a trupului. Dacă nu mâncăm, murim, nu? La fel și sufletește vorbind, dacă nu mâncăm, nu ne hrănim cu Iisus Hristos, murim. Sufletește. Suntem niște cadavre ambulante. Trăim, dar doar viața aceasta pământească, nu și viața cerească, care astăzi, copii, pentru prima oară, vine și se sălășluiește în sufletul vostru. Vă doresc, dragi părinți, să vă bucurați. Așadar, mereu, alături de candoarea și frumusețea acestor copii, aduceți-i la Iisus. Au nevoie de El. Ba chiar și Iisus are nevoie de ei, pentru că în felul acesta vede că nu este zădărnicită lucrarea mântuirii sale. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos! În timp ce copiii se pregătesc să primească lumânările pentru a face profesiunea de credință, noi așteptăm în liniște.
copii, ne ridicăm în picioare și ascultăm cu atenție și unde urmează să răspundem, fiți atenți. Iubiți frați și surori, împreună cu acești copii care vor primi Sfânta Împărtășanie, să ne mărturisim acum credința noastră și să ne reînnoim făgăduințele de la botez. Dragi copii, când ați primit botezul, părinții și nașii voștri au mărturisit credința în numele vostru. Astăzi, la prima întâlnire cu Iisus din Sfânta Împărtășanie, veți reînnoi voi, personal, făgăduințele de la botez și vă veți angaja să deveniți creștini adevărați. Dacă, așadar, în puterea credinței voastre, sunteți hotărâți să împliniți această obligație, amintindu-vă totodată de botezul vostru, lepădați-vă de păcat și mărturisiți-vă credința în Iisus Hristos, care este și credința Bisericii. Așadar, vă întreb, vă lepădați de Satana? Mă lepăd. Și de toate faptele lui? Mă lepăd. Și de toată trufia lui? Mă lepăd. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Cred. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și șade la dreapta Tatălui? Cred. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică? Cred. Repetați după mine, aceasta este credința noastră. Aceasta este și credința Bisericii. Iar noi suntem fericiți că o putem mărturisi prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Stingem lumânările, copii. Fraților preiubiți, împreună înainte altarului lui Hristos, să-i prezentăm acum Domnului cererile noastre în această zi în care celebrăm prima Sfântă Împărtășanie. Să ne unim glasurile noastre și să spunem împreună, Doamne, dă-ne pâinea vieții! Doamne, dă-ne pâinea vieții! Ne rugăm pentru Sfânta Biserică, mama noastră spirituală, ca ea să ne ofere mereu Cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănească la masa Euharistiei, ca astfel să dobândim viața cea veșnică. Să ne rugăm! Doamne, dă-ne pâinea vieții! Ne rugăm pentru părinții, frații și surorile noastre, prudele și prietenii noștri, ca ei să simtă bucuria de a fi uniți cu noi în această zi deosebită, când ne vom întâlni cu Iisus în inima noastră. Să ne rugăm! Doamne, dă-ne pâinea vieții! Ne rugăm pentru preoții noștri, pentru învățători, profesori și cateheți, pentru toți cei care ne-au condus pe drumul pregătirii la prima Sfântă Împărtășanie, ca Dumnezeu să-i binecuvânteze și să le dăruiască harul Său. Să ne rugăm! Doamne, dă-ne pâinea vieții! Ne rugăm pentru toți copiii care l-au primit în acest an pentru prima dată pe Iisus în Sfânta Împărtășanie, ca ei să-L iubească mereu pe Iisus cu toată inima și să fie mereu fideli în credință. Să ne rugăm! Doamne, dă-ne pâinea vieții! Ne rugăm pentru frații noștri care au plecat din această lume, ca Dumnezeu să le dăruiască iertare, îndurare și un loc la masa veșnică din ceruri. Să ne rugăm! Doamne, dă-ne pâinea vieții! Ne rugăm pentru toți cei prezenți în biserica noastră, ca fiecare să fie recunoscător pentru darul împărtășaniei primit
de la Iisus, iar această întâlnire să devină izbor de binecuvântare și de iubire pentru lumea de astăzi. Să ne rugăm! Doamne, dă-ne pâinea vieții! Doamne, primește rugăciunile noastre pe care ți le prezentăm cu credință, speranță și iubire la altarul Tău, astăzi când celebrăm prima sfântă împărtășanie. Îți oferim aceste rugăciuni în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Copiii, vă rog să puneți lumânările în băncuță, ca să nu cadă și să facă zgomot. În băncuță, da? Fiecare pune lumânarea în băncuță. Doamne, aduce lumânarea, simbolul luminii pe care Tu ai venit să o aduci în lume. Ajută-ne să rămânem totdeauna în lumina Ta. Îți oferim, Doamne, pâinea și vinul, rodul muncii oamenilor care pe altar vor deveni trupul și sângele lui Iisus. Ele să ne susțină și să ne hrănească viața noastră spirituală. Doamne, ți-aducem Evanghelia pe care o ascultăm și o medităm în fiecare duminică. Ea să fie pentru noi învățătură de viață. Catehismul dă mărturie despre angajarea noastră pentru a te cunoaște mai bine și pentru a ne pregăti cu seriozitate pentru această întâlnire importantă. Rugăciunea este dialogul nostru permanent cu Tine. Doamne, fă să nu treacă o zi fără rugăciune. Fă ca viața noastră să fie curată și frumoasă și ca aceste flori care ți le oferim ca semn al iubirii noastre. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul.
Te rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințește aceste daruri ale slujirii noastre, asupra cărora chemăm numele Tău, și prin ele fă-ne și pe noi un dar veșnic bineplăcut Ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci împreună cu Fiul Tău, unul născut și cu Duhul Sfânt, Tu ești un singur Dumnezeu, un singur Domn, nu ca o singură persoană, ci ca o singură ființă în trei persoane. Ceea ce credem despre slava Ta, precum ne-ai dezvăluit, credem atât despre Fiul Tău, cât și despre Duhul Sfânt, fără nicio deosebire. Și mărturisind credința în Dumnezeul cel veșnic și adevărat, noi adorăm într-o singură natură trei persoane deosebite, dar egale în mărire. Măreția Ta o laudă îngerii și arhanghelii, heruvimii și serafimii, care nu încetează să strige de-a pururi, zicând într-un singur glas. Este momentul cel mai important când Iisus vine pe Sfântul Altar. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă în numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Iar acum cu toții împreună, frumos, așa cu mâinile împreunate, ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl în rugăciune, cu rugăciunea pe care însuși Mântuitorul ne-a învățat-o. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale,
și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos.
copiii mai avem puțin și terminăm. Văd că pentru mulți dintre voi bucuria este atât de mare încât o împărtășiți cu ceilalți. Copii? Vorbesc acum cu Iisus, nu-L mai aud pe Părintele. Copiii, ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, ca primirea acestor taine, precum și mărturisirea Sfintei și Veșnicei Treimi și a unității ei nedespărțite, să ne fie spre mântuirea sufletului și a trupului prin Hristos Domnul nostru. Venit Hristos în lume, El, iubirea întrupată, fără a părăsi o clipă, dreapta veșnicului Tată, când lucrarea încredințată lui de Tatăl o termină, stă în ajunul morții sale cu apostolii la cină. Este cina despărțirii și mâhnirea la pas, observând că lăgădânsul trădătorul stă la masă. Însă culmea iubirii, chiar în seara în care vinde, Iuda, el pe sine însuși, se oferă ca merinde. Vinul din potir se schimbă, nu e vin, ci este sânge, trupul său devine pâinea în momentul în care o frânge. În iubirea lui cea mare, lasă pentru toți cei care cred în el și îl urmează băutură și mâncare. El se naște ca tovară și în a noastră pribegie. Stă la masă, ca mâncare sufletească să ne fie. Este preț de mântuire când, în chin, pe cruce moare. Și Domnii ne dă răsplată în acerul lui splendoare. Victimă mântuitoare care te-ai jertfit pe cruce, Tu ești calea, Tu ești poarta care în ceruri ne conduce. Viața noastră pământească e un lanț de lupte grele. Te rugăm să nu îngădui să pierim în vin și în ele. Dumnezeul Treimic să se închine întreaga fire, El primească totdeauna cântul nostru de mărire. Sus, în patria cerească, cu îndurare să ne poarte, unde nu e plâns nici jale, unde e viață fără de moarte. Cred că putem să luăm loc ca să îi vedeți și dumneavoastră mai bine. Drag Părinte Paro, dragi părinți concelebranți, dragi părinți și prieteni, dragi membrii comunității noastre, cât suntem de fericiți acum, după ce L-am primit pe Iisus în inima noastră. Îți mulțumim, Doamne, că ne L-ai dăruit pe Fiul Tău, Iisus, în Sfânta Împărtășanie. Ajută-ne să fim mereu buni, ascultători și generoși. Ajută-ne să-L primim cât mai des pe Iisus în inima noastră prin Sfânta Împărtășanie. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dăruit viața și binecuvântarea Ta. Îți suntem recunoscători pentru această zi minunată. Iubirea Ta fie mereu cu noi, așa cum este în aceste momente. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ce am primit de la Tine și mai ales pentru marele dar de a ne putea hrăni cu Sfânta Euharistie, trupul lui Iisus. Vrem acum să le mulțumim părinților noștri, prin care am primit viața. Împreună cu ei am reușit să învățăm primele rugăciuni, să aflăm cine este Iisus și ce înseamnă El pentru noi. Vă mulțumim, dragii noștri părinți iubitori, pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru grija pe care ne-o purtați, pentru truda fiecărei zile, pentru iubirea voastră.
Vă mulțumim, Părinte Baroh, pentru că astăzi ne l-ați oferit pe Iisus. Pentru prima dată l-am primit în inimile noastre. Vă suntem recunoscători pentru că ne învățați pașii credinței și că vreți să ne conduceți la Dumnezeu. Pentru acest moment atât de frumos pentru sufletele noastre, pentru aceste clipe de fericire, vă spunem din toată inima noastră mulțumesc. Mulțumim comunității noastre care a luat parte la bucuria noastră. Alături de ei dorim să creștem în credință și să fim o familie care laudă mereu pe Dumnezeu. De asemenea, le mulțumim tuturor care au dăruit din timpul lor ca această zi să fie minunată. Corului, domnului dascăl, celor care ne-au ajutat la liturghie, celor care au înfrumusețat biserica, prietenilor noștri. Tuturor vă spunem mulțumim! Mulțumim și noi, dragi copii, dragi părinți, pentru că prin această frumoasă prezență voastră sfântă, acum prin faptul că îl purtați pe Iisus în inima voastră, ați dat o culoare deosebită comunității noastre astăzi. Vă așteptăm în fiecare duminică la Sfânta Liturghie să-i oferiți Domnului bucuria de a-L primi ca oaspete în sufletele voastre. Ne ridicăm în picioare pentru a primi binecuvântarea finală. Apoi vor urma câteva anunțuri, timp în care copiii se vor așeza aici în față, se vor pregăti pentru o fotografie de grup. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu Atotputernicul să vă binecuvânteze cu îndurarea sa și să reverse asupra voastră înțelepciunea care duce la mântuire. Voi care prin răscumpărarea adusă de Hristos ați primit pentru totdeauna libertatea, prin dărnicia Lui să aveți parte de moștenirea veșnică. Duhul Sfânt care a binevoit să adune diversitatea limbilor în mărturisirea aceleiași credințe, să vă păstreze statornici în această credință, și prin ea să vă dea harul să ajungeți de la speranță la vederea feței lui Dumnezeu. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Vă rog să luați loc pentru câteva anunțuri. Marți 29 iunie avem sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Paul. Este sărbătoare de poruncă. Prin urmare, programul Sfintelor Liturghii va fi ca duminica 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. La liturghia de seară vom avea ocazia să ne rugăm și să-L felicităm pe Preasfințitul Petru Gherghel, atât pentru aniversarul său, cât și pentru onomastică. Colecta din ziua de 29 iunie va fi pentru obolul Sfântului Petru. Joi, după liturghia de seară, tinerii ne invită la un moment de adorație euharistică. Vinerea viitoare și sâmbăta viitoare sunt primele din luna iulie, cu devoțiunile la Preasfânta Inima lui Iisus și la Inima Neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria. Vineri vom vizita bolnavii pentru spovadă și împărtășanie. Și dorim să mulțumim preasfințiților noștri, preoților și surorilor de la Episcopie, celor 25 de persoane care au trecut pe la biroul parohial și credincioșilor anonimi care au făcut o ofertă pentru noile confesionale, fiecare pe măsura generozității și a posibilităților financiare. Până astăzi, așa cum veți putea vedea la afișierul de la Capela de Adorație, s-a strâns mai bine de o zecime din costul total al unui confesional. Acest lucru ne îmbucură și ne dă speranța că vom reuși să acoperim încetul cu încetul
cheltuielile pentru toate cele patru confesionale, dar deocamdată ne vom concentra pe primele două. Vă amintim că cine dorește și simte că trebuie să facă lucrul acesta, poate face o ofertă fie la biroul parohial, fie la cutia din spatele bisericii. Până la strângerea sumei necesare, această cutie va fi destinată colectării ofertelor dumneavoastră și ale celor care vor trece pragul catedralei. Domnul, care cunoaște bine inima noastră, inima omului, să răsplătească, așa cum știe El mai bine, darul dumneavoastră. Să aveți o duminică frumoasă în continuare, o săptămână binecuvântată și, dragi familii, să vă bucurați de bucuria copiilor dumneavoastră. Lăudați să fie Iisus Hristos!